Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face o etalare pe plan sentimental pentru zodia Gemeni, luna sau ascendent în zodia Gemeni, cu tarotul. Voi clarifica cu oracolele și cu un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării. Dragii mei, dragi, gândiți-vă la o persoană dragă vouă și haideți să descoperim împreună ce simte această persoană pentru voi, ce face în momentul de față. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și dacă vă interesează o etalare în privat, este mai aprofundată, bineînțeles, mai detaliată, mă conectez la energia dumneavoastră. Dedesubtul acestui videoclip sunt datele cu adresa de mail unde îmi puteți lăsa un mesaj și vă voi răspunde în prealabil. Vă mulțumesc! Haideți să vedem ce simte persoana iubită, ce vrea această persoană. Pentru zodia Gemeni, luna sau ascendent în zodia Gemeni, ce simte persoana la care vă gândiți dumneavoastră și cum e această persoană? Ce se întâmplă în momentul de față între voi doi? Ok. Zodia Gemeni, luna sau ascendent în zodia Gemeni. Mulțumesc. Haideți să vedem, dragii mei dragi. Această persoană e posibil în momentul de față să fie blocată, nu știu, în lumea sa sau undeva în lume, da? Poate fi la drum, la distanță de voi, poate fi o distanță fizică și poate chiar nu comunicați în momentul de față sau e posibil să fie confuză sau lunatică. Cu lumea aici, văd, e posibil să vă despartă o regiune, o țară și sau această persoană e blocată în propria sa lume. Văd că se termină un ciclu între voi sau a fost o relație karmică. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător poate au un rol important. Cu lumea aici văd că se termină un ciclu, se termină o situație care a durat de ceva vreme. Poate fi o persoană născută într-o zi de 3 sau 21, într-o lună, în luna 12-a. Această persoană e posibil. Văd că faceți parte din viața sa, e ca și cum sunteți lumea sa. E ca și cum sunteți toată lumea sa, să spunem. Dar doi de spade este o persoană mai indecisă, poate are luna sau ascendent în zodia balanță sau mai confuză. Sau e posibil să fie blocată în momentul de față într-o situație și să nu poată vedea sau nu poată lua o hotărâre. Dar văd că îl blochează ceva. Și cu treiul de bețe îmi spune că această persoană va acționa. Această persoană are forța interioară să acționeze, dar văd că are anumite regrete această persoană. Se simte vinovată pentru o pierdere, poate pentru că v-a pierdut. Poate această persoană are ascendent sau luna în zodia Leu, Scorpion. E posibil ca această persoană să fie o persoană mai impulsivă, ca și cum are o personalitate dublă. Această persoană poate fi narcisistă, poate fi chiar o persoană văduvă sau să fi pierdut pe cineva, sau poate să fiți la distanță unul de altul. Și văd că cineva se simte singur, singură, pentru ce nu mai e. Aici e clar că cineva e la distanță unul de altul sau face drumuri, călătorii. E ca și cum se află între două situații, două lucruri și nu știe ce să facă, cum să facă, ce să decidă. Da? Pentru că este o persoană mai fragilă, în momentul de față e blocată, da? Poate fi bolnavă,
poate fi răcită sau să fie bolnavă că se află la, în momentul de față este blocată și e posibil să fie, să se simtă bolnavă pentru acest blocaj. Și văd o slăbiciune, o fragilitate din partea sa, chiar și o neplăcere pentru că se simte blocată propriu în lumea sa sau în lumea ei și nu poate face mai mult decât atât. Haideți să vedem. Da, într-o situație, în ce privește originile sale, în ce privește familia de origine, această persoană e confuză, dar asta pleacă chiar de la familia de origine, să știți. Și e indecisă, nu știe ce să facă, pentru că acolo, în familia sa de origine, i-a produs această vulnerabilitate, această slăbiciune. Și cred că trebuie să ia o decizie. Vrea să acționeze, să vrea să plece la drum, să facă bani această persoană. Văd că pune bani deoparte, e posibil să aibă datorii la bancă sau da, sau văd că se gândește să aibă stabilitate financiară această persoană, se gândește la investiții financiare și dorește să acționeze și face planuri de viitor. Vrea să construiască ceva cu dumneavoastră, dar se simte blocat în propria sa minte, emoții, inimă, cap, etc. Și această persoană vrea să faceți parte din lumea sa, dar cum am spus, este indecisă sau este neclar, are anumite frici, pentru că e ceva care din familia sa de origine îl blochează. Da, eu aș dori mesaje mai clare, așa că voi insista. Văd că va acționa și va face planuri de viitor, vrea să pună bani deoparte, să strângă bani pentru viitor cu dumneavoastră. Haideți să vedem 5 de cupe. 5 de cupe. Da, această persoană are anumite regrete sau a pierdut ceva, poate a pierdut alianța cu dumneavoastră sau un prieten, o prietenă sau poate e posibil să aibă anumite regrete ca v-a făcut să vă pierdeți încrederea în această persoană, dar văd că va fi un miracol și își va cere scuze, va dori să acționeze, pentru că dorește stabilitate cu dumneavoastră, pentru că văd că cu dumneavoastră clădește stabilitate, da? Investește, dorește să crească ceva stabil, un nou început, o familie, dar este indecisă, e vulnerabil, fragilă, dar aici văd că veți primi mesaje și veți face o alianță între dumneavoastră și această persoană, veți face o colaborare, un angajament pe termen lung. Vi se spune să aveți încredere, pentru că văd că există compatibilitate, da? Există compatibilitate, dar e posibil din cauza anumitor situații sau poate a fost impulsivitate sau poate a fost totuși un blocaj care l-a produs vulnerabilă. Dar aici cu leu și cu trei de bețe îmi spune că va acționa. Și în moment este confuz și se gândește la originea problemelor care s-au întâmplat între dumneavoastră. Se gândește la acest lucru. Și văd că vă va trimite un mesaj că îi pare rău, că are regrete, că v-a pierdut, vă va spune că vrea să facă un angajament cu dumneavoastră, vrea să aveți încredere. E posibil să fi pierdut, să fi avut probleme cu o mașină sau să fi avut o pierdere în ce privește s-a stricat ceva la o mașină. Dar văd că veți primi vești și văd că veți primi vești și noutăți de care vă va încuraja, care vă va lua prin surprindere. Văd că va fi un miracol, poate din partea unui prieten de la drum sau că această persoană își va cere scuze, își va cere iertare, are regrete în ce vă privește. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii, dragii mei. Zodia Gemeni. Ok.
Aici e nevoie de vindecare, da? Cineva este bolnav sau cineva are răni în sufletul său, e nevoie de vindecare. Aici zice că vindecare te vei vindeca, da? Energia de vindecare te va înconjura în acest moment în viața ta, îți va aduce vindecare, da? E nevoie de timp. Și văd că va veni timpul. Văd că cineva va lua inițiativa, da, își va face planuri de viitor, va lua inițiativă, va lua puterea în mâinile sale, decizia și vi se spune că crezi într-o nouă idee imprenditorială, într-o nouă oportunitate de carieră și mergi până în pânzele albe, adică mergi înainte, nu te lăsa, pentru că este momentul perfect. A venit momentul ca tu să mergi mai departe. Sau această persoană să meargă mai departe. E posibil să fi fost un blocaj în viața sa, da? Din cauza altor persoane. Și acolo i-a dus această fragilitate. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări în timp real cu ceea ce voi distribui. Noi ne vedem data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere, numai bine, Doamne ajută!